starea de ațipire și nepăsare în care se găsește poporul în vremea aceasta, aproape nimic nu-l mai mișcă să se trezească, nici măcar semnele apocalipsei ce se împlinesc sub ochii noștri, pe mulți nu-i mișcă deloc din nepăsare. În a doua parte, Domnul a arătat pricinele care au dus poporul în această stare de ațipire, de căldicel, care e cea mai rea stare. Încuscrirea cu neamurile, dumnezeii străini și îmbrățișarea Baalului, înlocuind în familie altarul Domnului cu altarul Baalului din vremea de acum și astfel primind pe Baal, mulți și-au spurcat templul, trupul care este templul Duhului Sfânt. Domnul ne-a cerut întoarcere, căință, recunoștință și cereri date cu lacrimi până nu-i prea târziu. În a treia parte, Domnul a arătat că poporul și-a schimbat podoabele de preț cu podoabe străine, veșmântul alb cu cel strențuit, hrana aleasă cu pâine mucegăită și apa limpede cu apă tulbure. Domnul cere să ne venim în fire până nu e prea târziu, că altfel nu vom avea parte de răpire. În a patra parte, Domnul s-a ocupat de familiile noastre, arătând că trebuie să ne înfățișăm la altar cu copiii noștri, cerând peste ei numele Domnului și punându-i la adăpostul numelui său mare și a sângelui său sfânt, ca niciunul dintre ei să nu lipsească la numărătoarea aleasă. În partea a cincea, Domnul ne-a spus că El vrea cu orice preț să fim ai Lui și văzând pornirile noastre de a ne depărta de El, ne pune îngrădituri și bariere în cale prin încercări, probe și suferințe, cu scopul de a ne ține aproape de El, căci de ne-ar lăsa în voia pornirilor noastre, mulți cei ce fac alergări iuți s-ar pierde în pustie. Dar Domnul a spus că ce e mai dureros e că în loc să-i mulțumim că ne iubește și de aceea ne și pedepsește, noi murmurăm, cârtim și în felul acesta focul de pe altar s-a stins la mulți. În a șasea parte a lucrării, Domnul s-a ocupat și de bătrânii poporului, dintre care fac parte și bărbații de slujbă, care sunt chemați să judece după adevăr și nu după înfățișare sau cunoscând din auzite pricinile poporului, căci altfel Domnul va intra la judecată cu ei. În ultima lucrare, Domnul a cerut străjerilor să stea la postul de veche, înțelegându-și chemarea și păstrându-și podoabele de preț fără să se atingă de lucrurile străine, că cei ce nu-și înțeleg chemarea de a fi sfinți pentru Domnul și nu-și păstrează locul și schimbă podoabele sfinte cu cele străine, ajung la răscruci și se încurcă și pe ei, dar mai încurcă și pe cei ce ascultă, că trâmbițele lor nu mai dau sunet clar. Domnul cerea străjerilor predare totală în lucrare, căci altfel vor fi trași la socoteală de cuvântul Domnului. În continuare sunt redate cele șapte lucrări cu privire la popor cu deamănuntul, așa cum le-a spus Domnul. 1. Trezește-te, trezește-te, poporule, treziți-vă voi care ați ațipit și ați căzut în împietrire și necredință. V-am vorbit și într-un fel și în altul, dar voi v-ați obișnuit cu cuvintele mele, zice Domnul, și nu vă mai mișcă nimic ca să vă treziți din nepăsare și împietrire. Dacă nu mai vreți să ascultați când vă vorbesc prin cei puși să vestească cuvântul și să susțină mărturia adevărului, dacă nu mai vreți să luați aminte și să credeți când vă vorbesc prin robii mei prorocii, dacă nu vă mai mișcă nici lucrările pe care le fac în mijlocul vostru într-un fel sau altul, prin izbăvirile și vindecările ce le-am făcut sub ochii voștri și prin punctele de întristare și jale ce le-am făcut în unele familii, credeți măcar privind la semnele din fire ce se petrec pe pământ sub ochii voștri, căci aceste semne pe care le vedeți pe pământ sub ochii voștri, vă mărturisesc căci cuvintele Apocalipsei se împlinesc și eu îngrăbesc lucrarea pe pământ, căci în curând voi veni și ce este al meu voi lua la mine, zice Domnul. 2. Strângete de pe ulici din piețele deșertăciunii poporului și veniți-vă în fire voi care v-ați încuscrit cu neamurile și ați îmbrățișat Baalul și ați purcat templul care a fost sfințit de Duhul meu, închinându-vă la Dumnezei străini. Întorceți-vă cu căință și recunoștință și cu cereri udate cu lacrimi până nu-i prea târziu, că apele năvalnice vor veni, vor lovi în casa celui rău și în casa zidită pe nisip și vor surpa temeliile, căci apele năvalnice vor veni, vor lovi în casa celui rău și în casa zidită pe nisip și vor surpa temeliile. Se strigă, vai de cei ce nu au iertat, vai de cei ce nu au iubit și nu au răbdat,
Vai de cei ce și-au căutat adăpostul umbra copacilor falnici ca să se adăpostească de arșița ploii, că nădejdea lor va fi spulberată, căci copacii falnici vor fi doborâți la pământ și adăpostul lor nu va mai fi de niciun folos. De aceea treziți-vă și luați aminte fiecare că sunteți chemați să iertați, să răbdați și să vă iubiți, așa cum eu v-am iubit, zice Domnul. 3. Luați aminte și treziți-vă voi care ați căzut în ațipire, treziți-vă și veniți-vă în fire voi care ați schimbat podoabele de neprihănire cu podoabe străine și veșmântul ales cu veșmântul zdrențuit. Iată, unii din voi a schimbat hrana aleasă cu pâine mucegăită și apa limpede cu apă tulbure. Treziți-vă și veniți-vă în fire, că timpul care apare în față va aduce un întuneric gros. De aceea strângeți-vă ulei în candelă și candela să vă fie aprinsă, ca să nu pieriți în întunericul ce va apare, căci străinul îți va strica cuibul și vei fi ca o pasăre alungată din cuibul ei, căreia i s-a stricat cuibul și urmărită. Zboară din creangă în creangă cântându-și cântecul dorului de plecare, cântecul zborului înalt, unde nu va mai fi urmărită de mâna străinilor. Cocorul și rândunica își cunosc pe cer vremea plecării lor, dar voi, după toate semnele ce le vedeți împlinindu-se sub ochii voștri, nu cunoașteți că se apropie vremea plecării voastre. Dezlegați-vă legăturile străine cu care mai sunteți legați, că dacă nu, veți rămâne legați cu ele jos și vi se vor topi ochii de plâns, când veți vedea porumbița luându-și zborul și voi veți rămâne la plâns și gemete. Pentru că nu ați prețuit vremea de trezire și ați nesocotit cuvintele mele, zice Domnul. Adunați-vă copiii în jurul vostru și învățați-i din cuvântul meu, zice Domnul. Spuneți-le cuvintele mele, înfățișați-vă cu ei la altare, chemați-mă și adăpostiți-i sub numele meu, cerând sângele meu să-i acopere, ca după ce vor trece apele năvalnice să puteți face numărătoarea și să puteți zice, nu lipsește niciunul din cât ți-mi-a dat Domnul. Te mai miri, poporule, de ce ți-am pus bariere în cale și unele îngrădituri? Te întreb de ce te trec prin multe suferințe, încercări și greutăți? Iată că dacă nu ți-aș fi ieșit în cale în felul acesta, ai fi fost ca o măgăriță sălbatică lăsată în voie, care și-a drumul spre pustie, ți s-ar fi uscat vlaga și ai fi pierit. Dar ți-am pus zăbala în gură ca să te strunești și să te oprești din pornirile tale și din alergările tale iuți, care duc spre pustie, unde în loc de hrana aleasă te-ai hrăni cu roșcove, dar voi, în loc să recunoașteți că vă iubesc și de aceea vă ies în cale prin încercări și probe, punându-vă bariere și îngrădituri într-un fel sau altul, ca să nu vă depărtați de mine și să vă pierdeți, în loc să recunoașteți și să vă întoarceți cu căință și smerenie, cârtiți și murmurați în încercări. Fiecare sunteți chemați să descărcați poverile, să dezlegați brâiele străine, să vă faceți verificarea, să vă puneți în îndoială și să recunoașteți că v-ați atins de lucruri străine. Când v-am căutat, nu v-am găsit la altar cu focul aprins ca la început, ci ați fost prinși de frământări și îngrijorări. Veniți cu recunoștință și hotărâri noi ca să căpătați tămăduire și pe o parte și pe alta, zice Domnul. 6. Treziți-vă și voi, bătrânei poporului, care judecați pricinile poporului meu după înfățișare și după cele auzite, nu după dreptate și adevăr. Sunteți chemați să susțineți adevărul meu și să judecați după dreptate pricina poporului meu, căci dacă nu veți lucra după adevăr, voi intra eu la judecată cu voi și veți fi puși în cântar și din cântar în cuptor și iar pe cântar până se va dezlipi zgura de pe voi ca să se vadă strălucirea aurului curat. Nu-i mult și un ciur va fi pus în popor și toată pleava și partea ușoară va fi spulberată și nu vor rămâne decât boabele cu greutate. De aceea înțelegeți și fiecare să-și facă verificarea până nu-i prea târziu, zice Domnul. 7. Treziți-vă voi care trebuie să stați de veghe pe ziduri. Vegheați ca să nu ațipiți, nici să nu cădeți de la locul de veghe unde v-am așezat, că voi nu aveți parte nici drept la împărțeala de jos, ci chemarea voastră e înaltă ca să vă păstrați podoabele de preț și să nu luați nimic din lucrurile deșertăciunii, zice Domnul. Din pricină că unii nu și-au păstrat alegerea și locul, din pricină că nu și-au înțeles chemarea sfânt pentru Domnul și s-au atins de unele lucruri străine, au ajuns la răscruci
ruși de drumuri și trâmbița lor nu a mai dat sunet ales, sunet deslușit, sunet clar și din pricina aceasta și ei și alții s-au încurcat în mers. Intrați în lucrul încredințat cu predare totală, îmbrăcați cu podoabe sfinte, ca trâmbițele să fie lustruite din nou și să dea sunetul ales și deslușit, căci lucrurile ce vor apărea și le veți vedea curând vă vor aduce aminte de cuvintele mele, zice Domnul. Lucrurile ce vor apărea vor ului de groază pe mulți care și-au schimbat veșmântul ales cu podoabe străine. De aceea fiecare să înțeleagă până nu-i prea târziu că de nu sosește vremea când veți fi trași la socoteală de cuvintele acestea, zice Domnul. Amin.